Salvatorii minieri trebuie să rămână o categorie profesională în care să se investească mai mult, fără a fi eliminați din sistem. Semnalul de alarmă este tras de inspectorii ITM din Valea Jiului, care vor face un raport către Complexul Energetic Hunedoara. Inspectorii vor cere menținerea salvatorilor minieri ca structură de sine stătătoare. Se are în vedere și dotarea cu echipamente absolut necesare salvărilor din subteran. Cu ocazia participării la concursul internațional de salvare din Polonia, într-adevăr am conștientizat că se pot face investiții, nu cu bani extraordinari, care pot să conducă la o mai bună, la o mai bună activitate de salvare, mai ales în cazul intervențiilor efective în urma producerii unor evenimente. S-a observat că în dotarea stațiilor noastre de salvare ar fi necesar achiziția unor echipamente de strictă necesitate, în special pentru salvarea victimelor unui astfel de eveniment. La această oră, la Salvamin, mai sunt doar 13 salvatori profesioniști, în timp ce în țări precum Polonia sau Germania, aceștia numără câteva sute. Dotările care le lipsesc ar putea fi de maximă utilitate. Un aparat de salvare în medii toxice, respectiv acest aparat îți permite să acoperi primul ajutor victimei acolo unde mediul este toxic, nu ca și în cazul aparatelor care există în dotare la această oră, respectiv trebuie să scoți victima în curent de aer proaspăt ca să poți să-i acoperi primul ajutor. Deci automat ai da o șansă în plus victimelor pentru a fi salvate. De asemenea, măști individuale de salvare cu autonomie de oxigen, respectiv știm că masca noastră de salvare este pentru monoxid, dar în condițiile în care oxigenul este sub limita admisă, omul folosește masca, dar din lipsă de oxigen tot poate să-și piardă viața. Salvatorii profesioniști au aparate de salvare de ultimă generație, dar s-ar impune și dotarea cu aceste aparate pentru salvarea victimelor. Ileana Bodea susține că din punct de vedere al dotării stațiilor noastre de salvare ca aparatură de control a umidității, a temperaturii, aparatele existente sunt mult mai în urmă. Lucru ce impune investiții, dar și susținerea activității de salvare cu profesioniști. Este important să mențină colectivul acesta de salvatori profesioniști la un nivel care poate să fie să asigure o intervenție în caz de un eveniment. Din păcate, numărul de salvatori s-a redus considerabil și așa cum s-a văzut, alte stații de salvare la nivel mondial au un număr mult mai semnificativ de salvatori care se ocupă în permanență de pregătirea lor. Urmează să fie prezentată și directorului general al Complexului Energetic Hunedoara propunerea de a nu desființa stația de salvare Salvamin, unde mai sunt doar 13 salvatori profesioniști, toți aproape de pensie.